Eu nu mai țin minte ce am cântat. Dar Paul a bătut și mai tare de data asta. De câteva ori a lovit așa de tare în cinel, încât am crezut că o să cadă, cu stativ cu tot. Paul parcă plutea pe un râu ce curgea cu repeziciune și el se îndrepta cu bună știință spre ochiurile cele mai învolburate. Nu uitați că muzica e ca o plăcintă, trebuie împărțită. Ne-am uitat la Oxana și ea se uita la noi, cu zâmbetul ăla al ei, care era deopotrivă timid și provocator. Se schimbase. Acum purta o rochie albastră cu un guler alb croșetat. Pe masă pusese o față de masă albă cu niște berze brodate pe ea. 3 farfurii, 3 șervete de pânză, 3 furculițe, 3 pahare, o sticlă, un sfeșnic cu 3 brațe, dar fără lumânări, 2 tăvi pline cu plăcinte și un platou pe care era un cozonac. În jurul mesei erau 3 scaune. Nu mai eram într-un depozit, eram într-o casă. Dacă Frank Zappa ar fi intrat atunci pe ușă, aș fi fost mai puțin șocat. Pur și simplu nu-mi puteam imagina când făcuse toate astea. Paul amuțise și el. Ne-am așezat la masă și ea ne-a servit cu plăcinte cu varză murată. Am mâncat în tăcere. Paul a umplut paharele cu un vin roșu, ne-am uitat unii la alții, am ciocnit și am băut. Pe urmă ne-a servit cu o felie de cozonac. Feliile arătau ca niște secțiuni printr-un univers galben, în care se afla o cale lactee cu mac, stafide și nucă. Vă invit să mâncăm cozonacul pe verandă, zice Oxana. Cum adică pe verandă? O să vedeți, dar trebuie să mă ajutați. Și se duce într-un colț în care erau sute de decoruri făcute sul. Ăsta e un peisaj așa de frumos. M-am uitat eu un pic la un capăt. Are munți, un râu. Vreau să-l agățăm pe perete, în fața sofalei. Vom sta pe verandă și vom admira peisajul. Decorul cântărea o tonă, de-abia l-am scos de acolo. După ce l-am derulat, ne-au apărut în fața ochilor un râu albastru și un șir de munți împăduriți cu crestele albe. În spatele lor, pe un cer albastru, era un soare galben. Paul a scos niște cuie dintr-un fotoliu, am pus câteva cutii una peste alta, ne-am suit pe ele și am bătut cuiele în perete cu un fier de călcat. Câte nu se găseau în acel depozit. După ce am agățat decorul de cuiele alea, ne-am așezat pe sofa și ne-am uitat la peisaj. Nu-l derulaserăm complet, dar l-am lăsat așa. Arăta ca un pergament cu marginile făcute sul. Râul ieșea dintr-un sul și se vărsa în celălalt. Am mâncat cozonacul și pe urmă Oxana zice: s-a făcut răcoare, hai să intrăm în vizuină. Vizuina de aur. Ea i-a zis așa. Tot ce ne doriserăm noi vreodată era acolo, în vizuină.